Legislativul de la Chișinău a stabilit data alegerilor locale generale. Este vorba de 14 iunie 2015. Miza acestor alegeri este fotoliul de primar general al capitalei și obținerea majorității în Consiliul Municipal Chișinău. Deja sunt cunoscute câteva nume de posibili candidați la principala funcție de primar. Liderul fracțiunii PRDM, Vlad Filat, a propus stabilirea alegerilor locale generale pentru data de 14 iunie, principalul argument fiind apropiatele sărbători de Paști. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus că fracțiunea PL se pronunță pentru stabilirea datei de 7 iunie, iar de principiu consideră că ar fi corect să fie modificată legislația astfel încât să nu fie fixată o dată concretă, dar să fie stabilit că alegerile locale au loc în prima duminică din luna iunie. Anterior, liberal-democrații au spus că alegerile locale ar putea fi amânate pentru lunile septembrie-octombrie în legătură cu implementarea reformei teritorial-administrative, revenirea la 9 județe față de 32 de raioane care există în prezent. Inițiativa lor nu a fost însă susținută de colegii democrați din coaliția minoritară, care au spus că reîmpărțirea teritorială a țării este o reformă prea importantă pentru a fi efectuată în pripă. În urma dezbaterilor, deputați în unanimitate au votat pentru organizarea scrutinului local general de pe data de 14 iunie 2015. Conform codului electoral, data alegerilor locale generale se stabilește prin hotărâre de parlament cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea mandatului aleșilor locali. Ultimul scrutin local a avut loc la 5 iunie 2011. Totul acum este pierdut în Republica Moldova. României nu ar trebui să-i fie teamă, dar ar trebui să-i fie îngrijorată de Moscova. Declarațiile au fost făcute de fostul președinte al României, Traian Băsescu, la un post privat de televiziune din București. Băsescu a menționat că România avea mijloace de a ajuta Republica Moldova. Trebuia să fie o discuție. România, așa cum a avut mijloace să-i pună cap la cap în 2009, avea mijloace să o facă și acum, a mai spus Băsescu. Întrebat dacă României i-ar trebui să-i fie frică de Moscova, Băsescu a replicat: frică nu, dar ar trebui să fie îngrijorată de Moscova. Occidentul a ratat ocazia de a-l opri pe Putin, care într-un an și jumătate, doi, imediat ce va prinde momentul oportun, va ajunge la gurile Dunării. Fostul președinte Traian Băsescu s-a aflat săptămâna trecută într-o vizită privată la Chișinău. El a precizat în cadrul acesteia că nu a cerut cetățenie Republicii Moldova în prezent, situația politică din această stare nefiind propice pentru un astfel de demers. Vicepremierul pentru reintegrare Victor Osipov și pretinsul ministru de externe al regiunii Transnistrene Nina Ștanski s-au întâlnit la Tiraspol. Potrivit unui comunicat de presă al biroului pentru reintegrare, cei doi au convenit asupra asigurării obligatorii de răspundere auto pentru mijloacele de transport înregistrate pe malul drept al Nistrului. În paralel cu această întâlnire a fost organizată și ședința grupului de experți în domeniul transportului. Întrevederea a avut loc după ce la sfârșitul lunii martie vicepremierul Osipov a solicitat administrației de la Tiraspol să suspende aplicarea cerinței impuse ilegal conducătorilor auto din dreapta Nistrului de a cumpăra carte verde la intrarea în regiunea transnistreană. Ulterior, în urma unei discuții telefonice între premierul Kiril Gaburici și liderul transnistrean Evgeni Șefciuc, Tiraspolul a suspendat introducerea asigurării auto până pe 14 aprilie. Președintele Nicolae Timofti, premierul Kiril Gaburici, speakerul Andrean Candu, toți cei 101 deputați, precum și întreg cabinetul de miniștri, au fost invitați de Irina Vlah la ceremonie de învestire în funcția de bașcan al unității teritoriale administrative Găgăuzia. Potrivit Irinei Vlah, este pentru prima oară când ceremonia va avea loc nu într-o încăpere, ci în Piața Victoriei din Comrat. Noul bașcan a menționat că întrucât Nicolae Timofti nu a vizitat niciodată de când se află în funcția autonomia Găgăuză, președintelui a fost expedată și o invitație oficială în acest sens. Totuși Vlah a menționat că dacă șeful stat nu este pregătit să meargă la Comrat pe data de 15 aprilie, atunci poate veni mai târziu, unde va fi întâlnit de locuitorii Găgăuzii într-un cerc mai restrâns. Grupul de inițiativă pentru crearea Partidului Popular European din Moldova a adunat în 10 zile peste 4.000 de cereri de aderare la această formațiune politică. Reprezentanții PPM vor continua să meargă prin centrele raionale pentru a discuta direct cu susținătorii. Se arată într-un comunicat al formațiunii. Campania de colectare a semnăturilor pentru constituirea partidului a început pe data de 27 martie în Chișinău. Ulterior, acțiunea s-a extins în Bălți, Soroca, Orhei, Sângerei, Criuleni, Ungheni, Strășenia, Neninoi, Căușeni, Cimișlie și Nisporeni. Grupul de inițiativă pentru crearea PPM este format din studenți, antreprenori, medici, profesori universitari, diplomați și oameni de cultură.
Anul 2015 vine cu noi scumpiri, întrucât Ministerul Finanțelor propune majorarea accizelor pentru țigări, băuturi alcoolice, carburant și automobile. Așadar, în politica bugetară fiscală pentru 2015 este prevăzută majorarea accizelor la autoturismele sport și de teren care vor fi aduse în țară. Pentru un autoturism pe benzină adus în țară cu capacitate cilindrică de 1000 de centimetri cubi, valoarea accizei variază în acest an de la 0,43 de euro la 0,49 de euro, în funcție de termenul de exploatare, iar pentru autoturismele pentru transportul de persoane cu o capacitate de 1500-2000 de centimetri cubi, suma accizei calculate va varia între 0,85 de euro și 0,99 de euro. O altă majorare de acciz vizează carburanții, astfel accizul de benzină va crește de la 3500 la 3714 lei pentru o tonă, iar la motorină de la 1455 de lei la 1544 de lei. Creșterea accizilor este un proces gradual care va urma nu numai anul acesta, dar și pe viitor. Noi trebuie să ne armonizăm legislația în domeniul accizilor cu ceea ce am semnat în acordul de asociere cu Uniunea Europeană. De asemenea, începând cu 1 mai, șoferii vor plăti mai mult cu 50% pentru taxa de drum. Guvernul a votat pentru noile accize la produsele din tutun. Această măsură se efectuează în vederea ajustării graduale a acestora la nivelul țărilor din regiune, inclusiv la standardele europene, fapt ce va permite acumularea de noi surse financiare la buget, precum și diminuarea consumului articolelor din tutun, mărfuri ce au o influență negativă asupra sănătății populației și a dezvoltării societății în general. Republica Moldova ar putea rata peste 2 miliarde de lei sau 116 milioane de dolari dacă nu va semna în acest an un acord cu Fondul Monetar Internațional. Încheierea unui program de colaborare cu femei are o importanță majoră pentru asigurarea durabilității bugetului atât pe termen scurt cât și pe termen mediu, menționează Ministerul Finanțelor în nota informativă a proiectului privind legea bugetului pentru anul 2015. Săptămâna trecută, premierul Gaburici a amânat noului șef al misiunii femeii în Moldova, Ivana Vladkova Holar, scrisoarea adresată directorului Departamentului European al femeii Paul Thompson, în care este exprimată intenția guvernului de la Chișinău de a iniția negocierile pe marginea unui nou program de colaborare cu femeii. Gaburici a subliniat importanța intensificării cooperării bilaterale și a exprimat interesul autorităților moldovene pentru o colaborare eficientă cu partenerii externi, inclusiv cu experții Fondului Monetar Internațional, în vederea accelerării reformelor menite să îmbunătățească viața oamenilor din Moldova. Asociațiile de business din Republica Moldova au prezentat prim-ministrului Kiril Gaburici recomandările comunității de business pentru eliminarea constrângerilor în desfășurarea afacerilor elaborate de trei asociații de business: Camera de Comerț Americană din Moldova, Asociația Businessului European și Asociația Investitorilor Străini. Documentul conține viziunea asociațiilor care au participat la elaborarea acestuia, dar reprezintă opinia majorității investitorilor străini ce activează în Republica Moldova. Autorii susțin că recomandările respective vor contribui la suplinirea veniturilor bugetare, sporirea asistenții sociale, majorarea salariilor și finanțarea proiectelor de infrastructură. Gaburici a menționat că acest document va fi analizat cu atenție de către echipa guvernamentală. În acest context, premierul a reiterat deschiderea executivului pentru o colaborare eficientă cu toți partenerii, îndemnându-i să se implice activ în acest proces. S-a convenit asupra organizării unor consultări periodice, inclusiv cu participarea altor factori interesați pentru identificarea soluțiilor de compromis pe fiecare subiect în parte. Republica Moldova și Turkmenistan vor intensifica relațiile în domeniile energetice și transportului. La această înțelegere au ajuns președintele Nicolae Timofti cu omologul său turcmen. De asemenea, cei doi șefi de stat au exprimat voința comună a ambelor țări de a se susține reciproc în cadrul organizațiilor internaționale în vederea promovării securității mondiale. Liderul de la Ashgabat a vorbit despre dorința țării sale de a colabora cu Republica Moldova în domeniul transporturilor, având în vedere poziția geografică a Moldovei, deliant între Europa și Asia. A exprimat interes față de schimburile comerciale, culturale și educaționale, inclusiv la nivelul instituțiilor de învățământ superior și a mediilor academice, precum și față de colaborarea în domeniul sportului. Consolidarea cooperării între autorități și societatea civilă în aplicarea acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, inclusiv intensificarea comunicării și sporirea eficienței parteneriatelor cu sectorul asociativ pentru accelerarea reformelor de modernizare a țării, au fost principalele concluzii asupra cărora au convenit participanții la conferința anuală Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă. Tot ceea ce presupune consolidarea societății, instituțiilor statului, statul de drept în general, lansarea și desfășurarea reformelor,
și întregul proces de integrare europeană nu poate fi realizat fără o participare activă a societății civile. Știm noi toți, cei care avem povara politicului într-o oarecare măsură, că nu suntem cei mai ideali parteneri ai societății civile în general. Dar în același timp vă încurajăm să nu ne tratați cu clemență, dar să fiți critici, duri, când este cazul. Antonița, știu că puteți, dar poate și mai, e cazul să fiți și mai dură uneori, în așa fel încât să vă ascultăm și nu numai să vă ascultăm, dar și să luăm ca bază sugestiile, expertiza, ideile pe care le aveți, care sunt atât de importante. Potrivit reprezentanților societății civile, principiile de bază ale cooperării rezidă în asigurarea transparenței decizionale și promovarea democrației participative. Sigur că cooperarea între societatea civilă și Parlament se bazează, din punctul meu de vedere, pe două principii, pe care a menționat și domnul președinte. Este vorba de transparența decizională, care de fapt este o obligațiune a instituțiilor statului, fie legislativ, administrație publică centrală sau locală, și principiul participativ, care trebuie să înțelegem exact că este un drept al societății civile, nu o obligativitate. Speranța mea de viitor este, și am fost plăcut surprinsă ce a anunțat domnul președinte despre necesitate, pentru că tocmai asta îmi doresc pe termen lung, dar și pe termen scurt, dacă am putea să reușim să transformăm obligativitatea instituțiilor de stat, legislativ, executiv și administrație publică locală, și dreptul societății civile de a participa într-o necesitate. Acest lucru ar fi extraordinar. Consolidarea statului de drept, accelerarea procesului de integrare europeană a țării noastre, inclusiv continuarea reformelor de modernizare a Republicii Moldova, pot fi realizate cu succes doar cu implicarea activă a societății civile. Participanții la eveniment s-au mai referit la necesitatea intensificării comunicării cu comisiile parlamentare și multiplicarea exemplelor de bună practică în colaborarea autorităților cu societatea civilă, inclusiv în implementarea strategiei de dezvoltare a societății civile, îmbunătățirea concepției de cooperare între Parlamentul Republicii Moldova și ONG-urile din țară, precum și în procesul de adoptare a legislației. Federația Rusă a fost unul dintre principalii parteneri de export ai Republicii Moldova pe parcursul întregii perioade de tranziție. Însă, în 2014, datorită diversificării partenerilor comerciale ai Republicii Moldova, a sancțiunilor din partea Moscovei, dar și a problemelor economice ale acesteia, Federația Rusă a pierdut poziția de lider ca destinația exporturilor moldovenești în 2014 în favoarea României. Circa 10% din exporturile moldovenești sunt orientate spre piața Federației Rusiei. Este un nivel mult mai mic decât cel din anul precedent. Practic de două ori a scăzut ponderea, iar față de perioada până la restricțiile comerciale, ponderea a scăzut de circa 3 ori, deci avem o scădere a dependenței comerciale, mai bine zis, de piața de desfacere a Federației Rusiei. Este o tendință care este cauzată de mulți factori. Evident, sunt factori de oportunitate, odată cu avansarea relațiilor comerciale cu Uniunea Europeană, dar sunt și factori de constrângere și probabil factorii de constrângere au fost mult mai accentuați decât factorii de oportunitate, și anume mă refer la acele restricții, bariere tarifare și non-tarifare aplicate de către Federația Rusă împotriva unor produse moldovenești de origine agroalimentară. Experții economici de la Chișinău mai vin cu o recomandare. Moldova ar trebui să valorifice și alte piețe de desfacere pe lângă cea rusească și comunitară, prin extinderea relațiilor comerciale cu țări ca Ucraina, Belarus, Kazahstan sau Turcia, dar și prin asigurarea unui sistem viabil de standardizare și evaluare conform cerințelor Uniunii Europene.
Moldovenii au trimis acasă în primele două luni ale anului 2015 cu peste 40 de milioane de dolari, mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Este cel mai jos nivel din ultimii 5 ani și o cifră comparabilă cu cea înregistrată în primul an după criza din 2009-2010. În premieră, BNM oferă date despre remiterile bănești în lei, ponderea cărora în total transferuri a crescut de la 4,8% în ianuarie la 5,3% în februarie. Cauza cea mai mare care afectează volumul de transferuri ce intră în țară este recesiunea economică din Federația Rusă. Remiterile în ruble rusești au scăzut în februarie față de ianuarie cu peste 120 de milioane de ruble. Potrivit statisticilor BNM, în februarie, ponderea rublei rusești în total transferuri s-a diminuat la 20,4% față de 34,8% în perioada respectivă anului precedent. Cele mai multe transferuri s-au făcut în euro, respectiv 40,5% din total, iar 33,8% din remitențe au fost în dolari americani. Experții economici prognozează o reducere în anul 2015 a veniturilor moldovenilor din munca prestată peste hotare cu 20% față de anul trecut, până la 1 miliard 238 de milioane de dolari americani. Mai mulți locuitori ai satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, trăiesc deja de mai mult timp cu frica în sân. În orice moment, două gospodării ar putea fi înghițite de pământ. Salvatorii din sudul țării, fiind alertați de localnici, au venit la fața locului pentru a stopa procesul de eroziune a solului, care din cauza intensificării ploilor din ultima perioadă s-a activizat. În apropierea locuințelor se găsește un lac artificial de acumulare, stabilindu-se că e blocat canalul de scurgere, de aici activarea procesului geologic. Astfel, echipa de salvatori și pompieri venită în teren a început operațiunea de pompare a apei cu scopul scăderii nivelului de apă din bazinul acvatic. Lucrările au fost anevoioase și au durat mai mult de 10 ore, capacitatea motopompei fiind de 50 de tone pe minut. Compania americană Kroll a finalizat investigațiile cu privire la tranzacțiile de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Rezultatele nu au fost însă deocamdată publicate. Președintele Parlamentului, Andrean Candu, a dat asigurări că persoanele care au comis ilegalități nu vor scăpa de pedapsă. Urmează a doua etapă de investigație. Este o echipă de investigație a fraudelor bancare specializate. Eu personal am văzut cum arată astfel de rapoarte și care este finalitatea unor astfel de rapoarte și vă pot spune cu siguranță că cine a furat și ce a furat o să se știe cu siguranță și nimeni nu o să scape de aplicarea legii. O să fie un an, doi ani, trei ani, indiferent de nume, indiferent de poziție, dar cu siguranță toți o să plătească, a mai declarat Candu. Precizăm, compania Kroll a început investigațiile în luna februarie. Aceasta urmează să stabilească condițiile în care au fost efectuate tranzacțiile și modalitatea de restituire a banilor. În condițiile în care este luna aprilie, iar proiectele privind bugetul de stat și politica bugetar fiscală așa și nu au ajuns încă în Parlament, guvernul este nevoit să-și asume răspunderea asupra acestor documente. Este explicația prim-ministrului Kiril Gaburici la decizia privind asumarea răspunderii în fața Parlamentului asupra mai multor proiecte. Reșind din situația dificilă, aș numi-o și mai greu, de criză economică care există astăzi în Republica Moldova, este necesitatea stringentă de a ieși cu decizie fermă pentru a stabiliza situația. În același context, fiind un guvern minoritar, eu nu cred că noi putem să avem așteptări de a avea o aprobare rapidă în Parlament. Mai mult decât atât, nu avem timp, pentru că o aprobare în Parlament ar însemna săptămâni sau luni, și noi fiind în luna aprilie, anul 2015, discutăm despre bugetul anului 2015, în mod normal acest procedeu trebuia să fie 5-6 luni în urmă și cred că trebuie să să urgentăm acest lucru. Ministrul Educației Maia Sandu nu este de acord cu decizia guvernului de a-și asuma răspunderea în fața legislativului. În replică, premierul Kiril Gaburici a menționat că este prea târziu pentru prezentarea acestor proiecte în Parlament. Agricultorii din Republica Moldova nu se lasă, anunță că vor relua acțiunile de protest și la aceste manifestații vor scoate tehnica agricolă pe drumurile naționale. Acțiunile de protest sunt preconizate pentru data de 15 aprilie. Din 27 martie și până astăzi, nicio reacție din partea guvernului. Chiar acele discuții care le-am avut până 27 martie, care păreau că puteau să se soldeze cu niște rezultate palpabile,
n-au dus la nimic, fiindcă a fost prezentată legea bugetului în Parlamentul Republicii Moldova fără nicio modificare. A rămas cele 610 milioane în legea bugetului, care se transformă după acele plăți datorii din anul trecut în vreo 300 de milioane de lei pentru anul 2015. Este mult mai puțin decât în orice alt an vor primi producătorii agricoli. De aceea noi am hotărât acest lucru, colegii noștri se vor expune. În afară de aceasta, noi la cele 6 cerințe pe care le-am avut, am mai completat cu o cerință care a fost votată unanim. Este vorba despre rambursare în regim de urgență a creditelor acordate de Banca Națională. Noi înțelegem că guvernul poate spune că asta e chestia Băncii Naționale, dar noi cerem ca guvernul să-și atragă garanția de stat care a fost acordată Băncii Naționale pentru aceste credite care au fost acordate băncii de economii, băncii sociale și Unibank. Protestele se desfășoară nu de dragul fermierilor, ci pentru că aceștia se vor respectați, iar munca lor apreciată, mai susțin producătorii. Noi timp de o oră vom bloca traseele naționale, vom colabora cu organele de administrație publică locală, cu poliția, facem tot posibil ca să nu creăm probleme pentru transport de urgență, ambulanță, intervenție de gaz, mă rog. Noi vom discuta detalii tehnice pe parcurs. Dar dacă nu vom fi auziți, atunci urmează a treia etapă. În cazul în care nici după 15 aprilie guvernul nu va răspunde doleanțelor fermierilor, aceștia vor organiza un marș spre Chișinău cu implicarea tehnicii agricole, punctul de destinație fiind piața Marea Dunării Naționale. Comisia Europeană va acorda suplimentar Republicii Moldova 10 milioane de euro pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău. Potrivit Ministerului Economiei, din cele 10 milioane de euro alocate suplimentar pentru acest an, 90% dintre surse vor fi direcționate pentru finanțarea gazoductului Ungheni-Chișinău, iar câte 500 de mii de euro pentru elaborarea, adoptarea și aplicarea proiectelor de lege privind energia electrică și gazele naturale. Negocierea acordului de finanțare pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău va demara în trimestrele 2-3 ale acestui an, în baza studiului de prefezabilitate, conform unor înțelegeri prealabile cu potențialii finanțatori BERD și BI. Se preconizează că lucrările de construcție a gazoductului Ungheni-Chișinău se vor efectua în perioada 2016-2017, mai susțin reprezentanții Ministerului Economiei. Chiar de la învestirea sa în funcția de premier, într-un final, Kiril Gaburici comentează toate informațiile apărute în presă cu privire la studiile pe care le deține. Prim-ministrul spune că acest subiect este o nimica toată pe lângă milioanele de care Moldova a fost deposedată. Mi-e foarte interesant că pentru că se ocupă cineva cu întrebarea asta, nu vreau să dăm mai multe. Și mă uimește faptul că se fură milioane și noi uităm de lucrul ăsta și ne amintim de detalii așa de mici. Precizăm că informațiile despre studiile prim-ministrul a apărut după ce ziarul de gardă a publicat CV-ul lui Kiril Gaburici. Potrivit sursei, noul prim-ministru a picat bacul și a fost exmatriculat, iar studiile superioare le-a făcut la fără frecvență în cadrul unei universități care nu avea licență de activitate. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat miercuri 8 aprilie 69 de percheziții, 21 de persoane sunt bănuite și 16 au fost reținute într-un dosar de trucare a achizițiilor publice de echipamente și consumabile medicale. Alte 5 persoane și-au păstrat calitatea de bănuit, dar au fost lăsate să plece după audieri. Printre reținuți se regăsesc fostul ministru al sănătății Andrei Usatăi, directorul Agenției Medicamentului Alexandru Coman, directorul Institutului de Cardiologie Vitaliu Moscală, dar și directorul Centrului Național de Medicină Urgent Gheorghe Ciobanu, directorul Centrului Republican de Diagnostică Medicală Andrei Testemițanu și directorul Institutului Oncologic Victor Cernat. Cei 16 bănuiți reținuți pentru 72 de ore sunt cercetați pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, luare și dare de mită. Totalul contractelor care se afla în vizorul CNA pe acest dosar este de peste 200 de milioane de lei. Fostul ministru al Sănătății Andrei Usat, în calitatea sa, dădea indicații să fie urgentată luarea deciziilor în cazul unor dosare pentru efectuarea achizițiilor publice. Dosarul penal a fost intentat încă în luna noiembrie 2014. CNA s-a autosesizat și a depistat că în cazul unei singure achiziții publice de utilaje și consumabile medicale, statul a fost prejudiciat cu peste 2,7 milioane de lei.
La Tiraspol a fost semnat memorandumul privind colaborarea în domeniul asigurărilor auto. Documentul a fost semnat de către premierul moldovean Kiril Gaburici și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Reamintim că părțile au ajuns la un acord de abolire a asigurărilor auto obligatorii în stânga Nistrului, impusă de către autoritățile de la Tiraspol. Implicarea cetățenilor străini în campania electorală este interzisă. Un proiect de lege înaintat de fracțiunile PLDM și PD a fost adoptat de deputați. În favoarea documentului s-au expus 68 de parlamentari. Proiectul prevede interzicerea participării atât oficialilor străini, cât și a interpreților sau artiștilor implicați în campania electorală în favoarea unui anumit concurent. Inițiativa a stârnit nemulțumirea socialiștilor, care au calificat-o drept nedemocratică. De menționat că în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de pe 30 noiembrie anul trecut, mai mulți cântăreți din Federația Rusă și din România au venit la Chișinău pentru a evolua în favoarea concurenților electorali. De asemenea, este interzisă apariția pe billboardurile din țară a concurenților electorali alături de persoane care dețin cetățenii străine. În preajma sărbătorilor de Paști, la inițiativa speakerului Andrean Candu, în Parlament a fost organizată o expoziție cu vânzare pentru susținerea copiilor orfani. Obiecte cu tematică pascală, picturi, goblenuri, icoane, confecționate de copiii și tinerii de la centrele comunitare din Chișinău, au fost expuse în holul legislativului. Vizitatori ai expoziției au fost președintele Parlamentului Andrean Candu și înalt preasfințitul Vladimir, mitropolitul Chișinăului și al Moldovei. După ce au vizitat expoziția și au cumpărat mai multe obiecte confecționate de copii, oficialii au adresat mesaje de mulțumire copiilor și de felicitare cu ocazia Sfintelor Sărbători pentru ce veniți la eveniment. Astăzi ați reușit voi să ne asociți lumina nouă, voi dragi copilași și cei care aici, în această clădire, desigur se vorbește și într-o sală mai mare, se vorbește despre cultură, se vorbește despre dezvoltarea țării și se vorbește despre a oferi nouă o viață mai bună. Nu ori și de fiecare dată se reușește, dar în astfel de evidente, văzându-vă săluința, harul vostru și minunatele produse la care ați lucrat cu atâta ardoare, suntem siguri că asta ne va da inspirație și motivație suplimentară la tot ceea ce se întâmplă în acest Parlament, în primul rând, să vă aducă focul, bunăstarea și grijă pe care ne toți. Și numai pentru vin și astăzi au venit aici în
Deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi, care este și pastor baptist, a salutat inițiativa organizării unei expoziții caritabile la Parlament. Zi special, așa cum s-a spus, într-o zi ca aceasta, Iisus Hristos ne-a dat cel mai frumos exemplu de dăruire de sine, de slujire, de dragoste de la care putem învăța. E o zi în care ne amintim, așa cum spunea la preasfinția sa, cu tristare de cele întâmplate, dar e o zi care aduce și speranță, pentru că în cel mai întunecat, în cel mai disperat loc s-a născut cea mai frumoasă speranță. Iisus Hristos a înviat din morți, El a venit moartea, El a venit păcatul, El a venit răutatea și ne-a lăsat un exemplu pentru noi. De aceea, fie că în această zi, aceste sentimente sfinte să umple inimile noastre și noi încă o dată vă mulțumim că ați adus această rază de lumină și în Parlamentul Republicii Moldova. A devenit deja o frumoasă tradiție ca în preajma sărbătorilor de Paști în incinta Parlamentului în fiecare an să fie organizate expoziții de caritate în susținerea copiilor orfani. A fost aprobată concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale din vară. Astfel, radiodifuzorii care vor reflecta alegerile locale de pe 14 iunie vor fi obligați să respecte prevederile documentului adoptat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. La elaborarea acestei concepții de reflectare campaniei electorale a stat la bază, deci, ultimele concepții de reflectare a campaniilor cele locale, deci din anul 2011 și din concepție prin reflectarea campaniei electorale la legile parlamentare din noiembrie anul trecut. Concepția este alcătuită în fond din 4 capitole, dispozițiile generale, publicitatea electorală, dezbaterile electorale și dispoziții finale, însumând deci în total 48 de articole. Aș vrea să atrag atenția, în primul rând, la faptul că ulterior deci aprobării regulamentul de către Comisia Electorală Centrală și potrivit și prevederilor concepției noastre, deci toți radiodifuzorii care vor dori să reflecte campania electorală vor trebui să prezinte în termenul care va fi stabilit în regulamentul Comisiei Electorale Centrale o declarație privind modalitatea în care va fi reflectată campania electorală de către fiecare radiodifuzor în parte, care va trebui să fie prezentate în termenul stabilit de către CEC. De asemenea, concepția prevede că în rapoartele prezentate în fiecare săptămână la CCA vor fi indicate numele proprietarului instituției, principiile reflectării campaniei electorale a instituției, principiul de programare și acordarea timpilor de antenă sau condițiile de programare a timpilor de antenă contraplată. De alt gen de informații, inclusiv și în buletine de știri, și să fie delimitate prin rubrica care ne-am propus-o noi, alegeri locale 2015, deci pentru a putea și contabiliza timpul de antenă acordat fiecărui concurent electoral. Mare parte deci principiile de acordare publicității electorale sunt cele prevăzute și de codul electoral. Consiliul Coordonator al Audiovizualului va transmite Comisiei Electorale Centrale concepția. Ulterior, CEC urmează să adopte regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale de pe 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. Campania electorală începe pe 14 aprilie cu 60 de zile înainte de scrutin. Alegerile locale de pe 14 iunie, subiect de discuție între liderul Partidului Liberal-Democrat din Moldova, Vlad Filat, și ambasadorul american la Chișinău, James Pitted. Cei doi au mai abordat teme privind necesitatea reformării sistemului teritorial administrativ al Republicii Moldova. Un subiect aparte al discuțiilor l-a constituit reglementarea conflictului transnistrean. S-a subliniat că relansarea dialogului cu administrația de la Tiraspol creează premize reale de soluționarea problemelor acute cu care se confruntă locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Oficialul american a reiterat sprijinul Statelor Unite pentru transformările democratice și de modernizare a Republicii Moldova.
Mai mulți ziariști ruși au făcut cale întoarsă spre Moscova odată ce au ajuns la hotarul țării noastre. Este vorba despre echipa de filmare a postului de televiziune Zvezda din Federația Rusă, căreia i-a fost interzisă intrarea în Republica Moldova, transmite portalul novostipmr.com. Potrivit sursei, echipa de jurnaliști se îndrepta în regiunea transnistreană pentru a realiza un reportaj despre situația socială-economică din regiune, dar și un interviu cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Reamintim că anterior Dmitri Kiseliov, directorul trustului Media Russia Today și jurnalistul postului de televiziune Rasia Adin, Andrei Kondrashov, au fost declarați indezirabili pe teritoriul țării noastre. Medicii de familie din Republica Moldova ar putea trata în curând depresia și alte afecțiuni psihice, la fel ca orice alte boli din area lor de expertiză. Subiectul a fost discutat la Ministerul Sănătății. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, medicii de familie din 95% dintre țările europene oferă consultații pacienților care suferă de probleme de sănătate mentală. În 86% dintre statele europene, medicii de familie fac diagnosticări și tratează bolile frecvente de sănătate mentală, iar în 74% dintre țările europene, medicii de familie identifică și consultă pacienții care suferă de boli mentale în stadii avansate. Se simte o dezghețare în procesul de negocieri cu Tiraspolul, deși procesul decurge anevoios și într-o atmosferă tensionată. Declarația a fost făcută de vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, la postul public de televiziune. Potrivit lui Osipov, relațiile dintre Chișinău și Tiraspol deveniseră deosebit de tensionate, deoarece pe parcursul a mai mult timp a fost blocat procesul de negocieri. Oficialul a declarat că vede soluționarea problemei transnistrene prin integrarea europeană a Republicii Moldova. 30% dintre mărfurile produse peste Nistru sunt comercializate în partea dreaptă a Nistrului, iar 40% în statele Uniunii Europene. Mai există și interesul cetățenilor de acolo, care se confruntă cu probleme economice grave. Pentru ei, pașaportul biometric cu care pot călători liber în statele UE a devenit atractiv. Peste 80.000 de locuitori din regiune dețin pașapoarte biometrice moldovenești, a mai declarat vicepremierul Osipov. Aproximativ 400 de militari ruși și 30 de piese de armament au efectuat exerciții în regiunea transnistreană, transmite Mediafax.ro. Trupele rusești staționate în regiunea de est a Moldovei au tras aproximativ 100.000 de unități de muniție, a declarat Oleg Kochetkov, un purtător de cuvânt al armatei ruse. La manevre în care au fost folosite de asemenea lansatoare de rachete, au luat parte și vehicule blindate de transport de trupe, potrivit oficialului rus. Un bărbat originar din Rezina a ajuns pe patul de spital din cauza că a ținut post. S-a întâmplat totul cu o zi înainte de a merge la biserică să se împărtășească și bărbatul nu a mâncat toată ziua. În consecință, acesta și-a pierdut cunoștința. Medicii spun că incidentul a avut loc în satul Alcedar. Bărbatul venise în sat la rude, anunță televiziunea din Șoldenești. După ce i-a fost acordat primul ajutor, pacientul și-a revenit. Doctorii ne avertizează, în cazul în care avem probleme de sănătate sau metabolismul este slăbit, este strict interzisă abținerea de la alimente. Peste 60 de stații de televiziune riscă din această vară să fie închise, odată cu trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală. Mai grav este că o stație TV amplasată în zona de lângă Nistru, realizată de postul nostru de televiziune Elita TV, va dispărea, iar consumatorii de acolo vor fi lipsiți de programe autohtone. Îngrijorarea a fost anunțată chiar de colega noastră, Angela Zaharova, la Masa Rotundă. Problemele stringente și reformele necesare în domeniul audiovizualului, la care au participat membrii CCA, organizațiile de media, parlamentari și reprezentanți ai misiunilor diplomatice. Chiar mă interesează ce se va întâmpla cu aceste stații construite cu 20 de ani în urmă pe banii europeni, pe banii ambasadelor, pe banii guvernului SUA și altor finanțatori. Din momentul din care am fost anunțați, da, rețeaua noastră pierde jumătate din stații, se închid, pur și simplu se închid, pentru care una prima care a fost construită acolo lângă Nistru, lângă Transnistria, care avea obligația, nu, ce ce ne-a dat atunci licență și a pus o condiție să retransmitem postul național. Pentru că era bruiat atunci semnalul și noi am retransmis și TVR-ul atunci când a fost blocat prin toată Moldova pe timpul guvernării comuniste. Și ne-am străduit să păstrăm această stație prin multe și foarte multe presiuni. Și iată, una din ele se închide și mine mă interesează cât de aproape suntem noi de acest punct de tranziție, încât să anunțăm astăzi atâtea stații TV închise.
sau este o alt scop. De cealaltă parte, reprezentanții CCA spun că consecințele trecerii la televiziunea digitală nu ține de responsabilitatea lor. Ei doar sunt intermediari între Ministerul Tehnologiei Informației și radiodifuzori. A venit informația la Ministerul Tehnologiilor Informaționale, prin care ne-a dat că odată cu implementarea televiziunii digitale, iată ce canale tehnice vor fi sistate. Obligația CCA-ul să informăm radiodifuzorii care activează pe canalele astea. CCA aici a fost ca un intermediar. Membrii CCA au declarat că un avantaj pentru stațiile locale, odată cu trecerea la televiziunea digitală, este asocierea între stații. Asta ar da posibilitatea creării multiplexului regional. Reprezentanții organizațiilor de media au însă o altă părere. Asta i-ar obliga să se asocieze și ei au interese diferite și nu neapărat trebuie să existe niște garanții legale că nu, asta nu va duce la... nu va avea ca efect advers închiderea unei mase critice de radiodifuzori locali și regionali. Precizăm că Republica Moldova și-a asumat obligația de a finaliza trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală în anul 2015. Data limită de trecere a Republicii Moldova la televiziunea digitală a fost stabilită pentru 17 iunie 2015. Cea de-a noua ediție a festivalului Concurs de Umor Zâmbiți Vă Rog, desfășurat tradițional la început de aprilie în satul Bătâr, Raionul Cimișlia, a scos în scenă artiști amatori din satul Todirești, Raionul Ungheni și satele Hârtop și Bătâr din Raionul Cimișlia. Primii s-au urcat în scenă cei din Todirești. Ei au venit cu o variantă de însurătoare plină de umor și haz. Dumneavoastră ați suferit să vă uniți destinile, să vă ajutați la bine și la greu. Am venit deja a patra oară la dumneavoastră aici la Bătâr. Mă leagă de acest sat o prietenie puternică, aș putea spune, pentru că de aici a apărut și la noi inițiativa și dragostea de a organiza și noi un astfel de festival cu denumirea Lume, Lume, Hai la Glume. Săptămâna trecută am sărbătorit și noi cea de-a cincea ediție. Gazda festivalului, actorii amatori din satul Bătâr au abordat în stil umoristic o temă ecologică, poluarea aerului. O soluție ar fi, potrivit elevului, rol jucat de cel mai tânăr actor al festivalului, David Fiodorov, ca fiecare din localitate, inclusiv și babele satului, să pedaleze pe biciclete. Bucură foarte faptul că astăzi feciorul meu a luat cel mai mic actor nominația aceasta și mă bucur faptul că pentru dânsul astăzi și o zi importantă, că este ziua lui de naștere, îl felicit prin intermediul dumneavoastră. Îi doresc toate cele bune și să fie într-adevăr un actor, nu cum sunt eu mama, dar îmi doresc să fie și mai bun ca mine și să aibă curajul și să meargă înainte, că toți îmi spun că am făcut facultate la actorie, că am făcut așa, deci n-am făcut nimic, asta e de la bună Dumnezeu dat. Festivalul e a noua ediție, e născut la noi și cred că dacă s-a născut la noi, să margă la noi. Nu-l dăm la nimănui, fiindcă ne-am învățat, ne-am deprins să primim oaspeți. Mi pare rău că în acest an a fost numai 3 colective, dar știți, situația e așa, e că ba frig, ba transport, este nu-s chestii, dar totuși eu mă bucur că ați venit toți. Scena cu vânătoarea prezentată de către artiștii Teatrului Italia din satul Hârtop i-a făcut pe spectatori să râdă în hohot de mai multe ori, mai ales de soția unui vânător. Rol jucat cu iscusință de către Sergiu Pancrat, menționat cu trofeul celui mai bun rol feminin. Cei de la Hârtop au găsit în partea locului și 5 nemți din cel de-al doilea război mondial, înviați la figurat în zilele noastre. Localnicii au găsit limbă comună și i-au antrenat la pus arpacică. Yeah.
noi acest festival Zâmbiți Vă Rog de la Bătâr este o însemnătate foarte mare. Noi cu o desăbită plăcere participăm la acest festival. Ne pregătim cu o atârnare foarte serioasă către acest festival și căutăm să fie cât mai interesant programa noastră prezentată pe scenă. Potrivit juriului festivalului concurs Zâmbiți Vă Rog, locul 3 a revenit gazdelor, Teatrul Hoinari din satul Bătâr, conducător Maria Culaga, locul 2 Teatrului Tuldirești din raionul Ungheni, conducător Viorica Culeac și locul 1 Teatrului Talia din satul Hârtop, raionul Cimișlia, conducător Elena Corleteanu. Participanții și învingătorii au fost premiați cu diplome, premii bănești și cadouri din partea organizatorilor festivalului, Secția Cultură Cimișlia și Casa de Cultură Bătâr. De Florii, cântecul pascal a fost regele sărbătorii. Cu acest prilej la Orhei a fost organizat festivalul concurs Lumină, Lină, Datină, Creștină. 15 formații de artiști amatori, ansambluri vocale, corale și soliști au luptat pentru premiul mare. Evenimentul cultural a fost o nouă posibilitate de promovare a tradițiilor și valorilor creștine în preajma sărbătorilor de Paști, spun concurenții festivalului. Mai mult ei cred că prin acest concurs se aduc în circuit tezaurul muzical al localităților pe care le reprezintă. Am avut o lună să ne pregătim pentru această competiție de suflet. Am avut timp să răsfoim niște pagini uitate, să răsfoim niște file așa, poate puțin lăsate la o parte, să scoatem pentru sărbătoarea de astăzi niște lucrări, să spunem, cât de cât aproape publicului și cele mai apropiate sufletului nostru. Am avut prelucrări corale, cât de compozitori profesioniști și cât și lucrări culeasă din așa din folclorul nostru bogat național român. Impresia este extraordinară. Simte atmosfera de Paști și însăși prin emoțiile omenești și cum a fost prima ediție organizată, acest socotim că e foarte binevenit și le dorim, am dorit ca toată Republica să răsfoiască paginile acestea de folclor, puțin, să spunem așa, nevalorificate. Eleganța și maestria de care au dat dovadă artiștii au făcut și mai dificilă misiunea juraților, care cred că doar așa tradiția neamului românesc va perpetua. Astăzi, în această zi frumoasă, o sărbătoare care o sărbătorim toți creștinii de Florii, ne-am propus ca în premieră, în raionul Orhei, să desfășurăm Festivalul Cântecului Pascal, Lumină Lină, Datină Creștină. Zic că e în premieră, fiindcă au demarat mai multe activități, acțiuni culturale, dar un astfel de festival cu un astfel de repertoriu este pentru prima ediție la Orhei. Ne bucură faptul că din toate formațiile care au fost selectate pentru acest festival s-au prezentat majoritatea. Am rămas impresionat de măiestria interpretativă, de costumul, de ținuta scenică și aș vrea ca acest
frumos gest al nostru care prevestește că iată suntem în ultima săptămână eveniment până când vom sărbători cu toți lumina învierii, învierea Domnului Iisus Hristos, acest festival ca să creeze o predispoziție pentru toți creștinii din raionul Orhei. Festivalul Concurs Lumină Lină Datina Creștină a fost organizat de secția Cultura Consiliului Raional Orhei. Vlad Lașcu, Ion Alexeev de la Orhei pentru Elita TV. Noile tehnologii informaționale nu mai sunt un impediment pentru persoanele cu probleme de vedere. Un grup de slab văzători din Orhei a avut posibilitatea timp de 2 săptămâni să învețe cum să utilizeze computerul. Cam deodată nu chiar prea bine, dar de-am o leacă m-am deprins. Calculatorul îl ajută mult în comunicări, în viață chiar, dacă trebuiește ceva, dar pentru nevăzători e cam greu de folosit calculatorul. Dar la lecțiile astea noi ne învățăm numai cu testatura să ne folosim, că omul care vede, el își folosește cu mâșca, să spune, pentru să își lui mai ușor, el poate să vadă pe ecran, dar nouă nimeni e greu. Și că cursurile astea ne ajută să folosim calculatorul numai cu testatură. Și asta tare mult ajută. Beneficiarii proiectului însușesc computerul datorită programelor speciale instalate. Acest fapt le ușurează procesul. Sunt din ei care au însușit calculatorul bine, alții cred că mai slab puțin, nu le-a ajuns timp. Păi, asta e timp, sigur că e puțin, dar totuși știință de bază, noi le-am dat cât de puțin le-am dat să, pe viitor să meargă și singur mai departe, să nu se teamă de calculator. Pentru nevăzător asta foarte mult înseamnă că să nu se teamă de tastatură, de taste, să apese ceva. Programul care e instalat la calculator se numește JAWS. Programul JAWS vorbește tot ce avem pe monitor scris, el vorbește nou cu voce, cu voce sintetică. Și nevăzătorii și slabvăzătorii care nu le permite vederea să uite ce e pe monitor, sigur, programul JAWS le vorbește tot ce este pe monitor. Avem un proiect a Societății Orbilor Moldova, unde însușesc calculatorul 12 beneficiari ai organizației teritoriale Orhei. Aici îi învață programul JAWS, prima etapă a însușirii calculatorului, și vreau să spun că rezultatele sunt pozitive. Care au avansat mai departe, iar sunt care abia fac primii pași. Unii dintrânșii au însușit acest program, aș spune, pe nota 9-10, iar unii pe viitor rămân ca să mai exerseze. Societatea Orbilor are un proiect JAWS pentru nevăzători și totodată total nevăzători, unde învață calculatorul pe tastatură. Participanții la training au putut să-și deschide e-mail-uri și au exploatat rețelele de socializare fiind îndrumați de formatori. Proiectul a fost posibil datorită acțiunii O nouă șansă pentru nevăzătorii din Orhei, inițiată de Biblioteca Publică Raională în parteneriat cu Asociația Obștească Societatea Orbilor și Organizația Teritorială Orhei a Societății Orbilor din Moldova. Recent, în incinta Școlii de Artă din orașul Soroca, s-a desfășurat cea de-a 5-a ediție a concursului Tinere Talente. Concursul are drept scop promovarea tinerilor talente din școlile de muzică din raionul Soroca. Cursului au participat elevi de la Școala de Arte Eugeniu Coca din orașul Soroca și școlile muzicale din satele Vărâncău, Vădeni, Cosăuț și Căinarii Vechi. Voi cânta la naie, voi cânta melodie, pe francez și melodie. M-am pregătit pentru acest concurs o lună, două, și sper că voi avea rezultate bune. Eu am venit astăzi de la școala din Vărâncău și am cântat gavot și cântec gleag. Învăț la școala muzicală de 2 ani și îmi place să cânt la flui. Astăzi am venit la concurs să-mi arăt talentul, că pot, sunt talentată prin a cânta la instrument. Îmi place de mic copil muzica și de aceea interpretez. Eu sunt mulțumit de felul cum am interpretat. Astăzi am interpretat cântecele, melodie și aria.
de Robert Schumann și Wolfgang Amadeus Mozart. Atât profesorii cât și părinții spun că în cadrul acestor activități copiii au posibilitatea de a demonstra ce au învățat, dar totodată pot aprecia nivelul lor interpretativ cât și a colegilor. Niște elevi de la Cosăuță au interpretat o melodie la fluier și o melodie la nai, melodii clasice. Și din an în an tot mai bine, după cum vedem și elevii se schimbă. Sunt cu interesați, de pildă, care au luat un loc bun anul trecut. Ei de acum speră și în tot anul să fie la nivel înalt. Concursurile sunt foarte importante pentru, în primul rând, astfel ei sunt promovați. Are scopul de a întări și de a lărgi orientul cunoștinților, astfel, într-adevăr, pe viitor devin personalități. Și azi, ca de fiecare dată, venim să ne susținem fiul, suntem bucuroși că a pășit pe dreptele muzicii, suntem fericiți de meritele lui, știm că toate succesele se datorează profesorilor, pentru care le mulțumim frumos și le dorim prosperare în continuare. Potrivit organizatorilor, concursul își propune să perfecționeze maestria interpretativă a elevilor, dar și să îmbogățească repertoriul profesorilor. Ca și orice concurs, de exemplu, în primul rând, obiectivul de bază a concursului este promovarea, cum a spus tineri talente, dar în primul rând este de a stimula și a perfecta procesul instructiv din aceste instituții și sperăm că în urma acestui concurs, într-adevăr, ca întotdeauna vor apărea noi elevi care vor străluci în scenă de astăzi în cadrul acestui concurs. An de an vedem că elevii cresc la nivel interpretativ, dar totodată și apar în concurs și instrumentele epizodice, cum ar fi fluierul, naiul, ceea ce ține foarte mult la cultura noastră autohtonă. Scopul nostru a fost de a ridica nivelul interpretativ a școlilor, nu atât a noastră școală de bază, cât a școlilor din raion, pentru că dacă noi mai ieșim la concursuri republicane, la zonale, pe ei numai cât în localitate. Și de ce e ca să fie o creștere interpretativă? Am propus ca să fie un concurs raional și sperăm că avem așa o dorință de a deschide un concurs în numele lui Eugeniu Cocă, fiindcă școala poartă numele lui, ca să fie tot concurs zonal. Toți elevii participanți la concurs au obținut diplome și mențiuni. În sala de sport a liceului Ion Creangă din orașul Soroca s-a desfășurat cea de 3-a ediție a campionatului republican la torbal, un tip de fotbal pentru nevăzători și slabi văzători. În acest an, lupta pentru titlul de campion s-a dat între 9 echipe, dintre care două din stânga Nistrului. Noi acum am jucat cu prima joacă cu echipa Tiraspolului, care este campionul Republicii Moldova în prezent, și fiindcă noi suntem reprezentăm Chișinău, cu echipa reînnoită, cu doi băieți tineri, chiar cu trei băieți tineri, care pentru prima dată joacă. Am pierdut 5-2, dar am arătat torba frumos. La ce vă ajută acest sport? Bărbați, cred că simte că sunt bărbați, într-adevăr, că aici și forța, și orientarea în spațiu, și simți de echipă, și dacă unul joacă foarte bine și ceilalți nu joacă, atunci colectivul arată că adversarul câștigă fără probleme. Adică joacă, arată totul. Eu reprezint echipa de la Soroca, am jucat cu echipa de la Bender, pentru care când am început jocul noi de la dânsul pierdeam cu un scor de 10-0. Acum i-am câștigat cu 5-3. Sunt bucuros că se petrece așa campionat la noi în Soroca. În premieră la campionatul de la Soroca au participat și reprezentantele sexului frumos. Занимаемся мы турболом уже около 10 лет. Неоднократные чемпионы Молдовы по турболу, ПМР. Организовано сегодня было на высшем уровне, организация прошла. Новые девочки со стороны Молдовы, новые команды, что приятно.
хорошей форме, играют очень хорошо, достойная смена растет. С одной стороны, конечно, жалко, что нет у нас подрастающей смены, не с кем будет играть молодежи. Мы уже все-таки не молодые, но с другой стороны, радует то, что инвалидов по зрению становится меньше. Торбалul presupune anumite reguli. În timpul jocului, participanții sunt ghidați de clopoței și mingea este una specială. Meciul durează 10 minute, două remizii câte 5 minute. Mingea făcută? Mingea trebuie să aibă 500 de grame, plus minus 10 grame. Are mingea sonorizată cu clopoțele înăuntru, din cauza că când se sparge de podea, s-o audă persoana care joacă în teren. Toți sunt cu ochii implansați, au ochelari la ochi, fiind faptul că sunt toți la un nivel. Participanții au rămas impresionați de nivelul de organizare a campionatului, iar antrenorii spun că prestația jucătorilor din an în an crește. Soroca e o echipă tineră. În ultimii 3 ani că ne întâlnim și au făcut un club tânăr și văd că au succese și îmi pare bine că școala de la Bălți tot sunt tinerii, dar au foarte bune pălituri, au foarte bun succes. E dimensionat faptul că Soroca se numără printre puținele raioane din țară unde se practică astfel de competiții, iar ideea desfășurării acestora aparține clubului sportiv Amicii Nistreni. Am format clubul, am mers la alte campionate, ne chemau alte orașe, Chișinău, Tiraspol, Binderu, ne chemau. Și deci noi am hotărât să petrecem și în Soroca acest campionat, și la care suntem foarte bucuroși că organizăm cu ajutorul Consiliului Regional în tot anul. Prezent la eveniment, președintele Federației Sportivilor Nevăzători din Republica Moldova a menționat că acest campionat are scopul de a-i selecta pe cei mai buni jucători pentru participarea la campionatele internaționale. Echipa care ocupă locul 1 merge la internaționale, deci acum avem la Italia campionatul european. Și cea mai bună echipă, deci mai mergem pe o cale că formăm selecționată, deci lotul național și de aici se formează națională, merge la internațională. Campionatul Republican la Torbal se desfășoară la Soroca al treilea an, cu susținerea Consiliului Raional. Organizatorii speră că acesta va deveni o tradiție. Șahul este considerat sportul minții și pe bună dreptate. Practicarea șahului îți dezvoltă simțul analitic și orizontul de cunoaștere este mult mai larg. La Orhei, pentru prima oară s-a desfășurat campionatul la șah Cupa Primarului. Concursul este destinat juniorilor, fete și băieți și este organizat de primăria localității în parteneriat cu Centrul de Creație al Copiilor. Tinerii participanți au arătat interesați de acest campionat. Este un joc de logică și are multă inteligență în el. Îmi place acest sport deoarece este sportul minții și este un sport intelectual. Noi aici la centru îmbinăm odihna cu munca și aceasta este foarte bună combinație. Fiind o premieră pentru orașul Orhei, acest campionat, participanții și-au arătat voința și interesul față de această inițiativă, iar organizatorii sunt siguri că pe viitor concursul va aduna și mai mulți competitori. Este pentru prima dată în orașul Orhei când am inițiat Cupa Primarului orașului Orhei la șah și sub egida primăriei, cu ajutorul Centrului Creației Orhei, avem acest turneu prin care dăm posibilitate ca copilași de la 7 ani până la 18 ani, inclusiv tinerii, să fie promovați în ceea ce aș dezvolta capacitatea sa intelectuală pentru a-și dezvolta tot ce ține de cugetul și inclusiv de dezvoltarea personală. De asta, fiind pentru prima dată, avem foarte mulți participanți. În acest sens, sperăm să avem și mai să câștigi cel mai tare, adică avem diferite categorii de participanți, sunt 4 categorii. Sperăm ca la finele competiției ei să-și primească premiile date din partea primăriei și în acest sens, ceea ce este foarte important și pentru noi și pentru copilași, că o să avem Cupa Primarului tradițional în fiecare an. Eu являюсь многолетним чемпионом Оргеева по шахматам. Участвовал 20 раз в чемпионате Молдавии в разных соревнованиях. Играл за сборную Молдавии 5 раз. Много имею призов. В Оргееве я являюсь сильнейшим шахматистом и живу в Оргееве. Почти 15 лет здесь, в Оргееве, никаких соревнований среди детей не проводилось. Благодаря инициативе Примара мы сможем отобрать детей, заинтересовать их в
тем, чтобы они занимались шахматы и развивались. Некоторые ребята едут в Кишинев, в другие города, и должны там не позориться, а показывать, что в Аргееве тоже есть достойные шахматисты в разных весовых категориях. Я приветствую инициативу «Примара», который организует такой чемпионат. Когда у детей нет соревнования, у них нет стимула к занятию. Только в конкуренции, в соревновании рождается интерес в спорте. Avem copii talentați și încercăm să-i scoatem în evidență prin această competiție. Competiția este premiată cu premii bănești și diplome. Au copii o ocupație inteligentă care le ajută să-și dezvolte aptitudinile, capacitățile, să deprindă și o ocupație, un interes pe care poate nu l-au avut întotdeauna părinții sau bunii lor. Câștigătorii concursului s-au ales cu bani și diplome din partea edilului orașului Orhei. În toamna anului 2014, filiala Orhei a Societății pe Acțiuni Orhei Vita a achiziționat de la producătorii din țară peste 60.000 de tone de fructe și legume, cantitatea record în ultimul deceniu, și asta datorită retehnologizării procesului de producție și a unui management eficient, iar diversificarea pieței de desfacere a produselor finite i-a ocorit de consecințele nefaste ale embargoului rusesc. La moment, problemele care actuale sunt cum le are și toată țara în privința embargoului care e impus de Federația Rusă, Nu atât ne afectează de tare, sunt la unele momente, la unele produse care avem aceste momente dificile. Dar trebuie de muncit ca să mergem înainte pentru a demonstra că totuși Moldova ceva înseamnă pentru orice țară din Occident, ori din Federația Rusă, ori din alte țări ale lumii. La moment, cele mai țara țintă care o avem este Kazahstanul, țările Baltice, Qatar, în toată lumea comercializăm undeva la 25 țări ale lumii. Producția marca Orhei Vit este comercializată în aproximativ 25 de țări ale lumii. De mai mult timp, cum colaborarea este constrânsă cu Austria, Germania, Cehia, Polonia, care comercializează de la noi produsele semifabricate, plus produsele finite, Kazahstanul, Republicii, țările Baltice, părere de rău, România mai puțin, pentru că nu înțeleg încă ce este suc care trebuie să fie folosit în alimentație. Produsele care sunt de o calitate, să cotim noi de o calitate superioară și care sunt pentru comercializare, noi tot timpul am mizat pe faptul că toți oamenii trebuie să consume aceste produse și reșind din calitatea care este, ele sunt comercializate. N-am pus scopul numai într-o țară țintă care să fie de pildă Rusia. Noi ne-am diversificat în diferite țări ale lumii. Cu ce și America, noi lucrăm din anii 90 încă, care anume comercializează produsele noastre, cei ce ține dulcesuri, gemuri, aceleași sucuri. Germania, tot așa, sunt o rețea de magazine care anume numai cu produsele noastre lucrează. Austria mai mult lucrează pe semifabricatele noastre, pe fel de suc concentrat de mere. Și asta ne dă o oportunitate nu de a ne miza numai pe o singură țară, dar suntem în diferite țări expuși după volumul de întrebuințare a produselor. Totuși, în anul 2014, compania Orhei Vit s-a confruntat cu probleme ce ține de colectarea materiei prime și procesarea acesteia. Spre exemplu, la măr s-a ajuns sub record din capacitatea pe care o avea întreprinderea din 90.000 de tone de prelucrare la 72.000 de tone de mere, susțin reprezentanții companiei. Pruna a fost un rezultat mai pozitiv, la 4.000 de tone total, cei de ține de perschi, caise, mai puțin din potențialul care noi putem să-l prelucrăm. Problema cea mai dură și cea mai actuală la moment care este cultivarea legumelor în Republica Moldova. Să luăm chiar societatea pe acțiuni mai mult, baza principală este la Orhei, la moment la Orhei nu avem un singur fermier care crește legume pentru procesare. Restul s-au refuzat. Avem foarte mari doleanțe, raioanele Iedine, Strășcani, Soroca, raioanele Dobăsari, care ar vrea să conquereze, dar reșind din fapt că logistica ne dă un cost foarte mare, nu putem să achităm prețul mărit la fructe, la legume, acela care l-ar dori fermierul.
Deci am vrea ca în centrul Moldovei să fie cât mai mult concentrată producerea anume a legumelor, a fructelor care sunt. Părere de rău ceea ce nu avem în distolat la moment. În prezent, compania produce gemuri, nectarine, sucuri concentrate și semifabricat sau hrană pentru copii. În total, peste 180 de denumiri, produse de calitate, exportate în peste 20 de țări ale lumii. Mihai Obreja, Ion Alexeev, de la Orhei pentru Elita TV. În incinta primăriei orașului Soroca s-a desfășurat astăzi o masă rotundă cu genericul Orașul meu curat. Aici au fost făcute totalizările campaniei de salubrizare a orașului care s-a desfășurat în perioada 2 martie-2 aprilie. După cum s-a văzut, rezultatele deja sunt văzute, observate, sunt presuite de locatarii orașului și mai ales de specialiști primăriei. Împreună cu dumneavoastră, noi s-au fost făcute raiduri prin oraș, a fost stabilite locuri locative, străzile cele, gunoișile neautorizate și mai ales au fost încă reprezentanții de la Direcția Gospodării Locative Comunală, secție de menajare, unde s-a fost evacuat gunoi enorm de mult. Spun precis câte toane, asta nici nu se spune, că în timp de luni de zile s-a evacuat foarte mult gunoi. Specialiștii primăriei, colaboratorii Inspectoratului de Poliție, reprezentanții Inspecției Ecologice au efectuat raiduri în sectoarele orașului pentru a depista locurile nesalubrizate, gunoiștele neautorizate și au îndemnat localnicii să facă curățenie. Este tare mult gunoi, tot se formează unde la perimetrul stadionului de la Colegiul Agricol. Acolo tot sunt, că tot locatarii, cine altcineva poate duc tot pe stadionul și ala ei timp se acumulează gunoi și cum de câte ori au fost salubrizat, ei mai departe duc. Poate dacă de pus niște amenzi ceva, nu știu cum altfel cu lumea asta noastră. Am lipsat numai o gospodărie de pe strada Decebal și stăpânul a fost avertizat prin scrisoare. Timp de s-a dat termen de săptămână pentru a face ceva curățenie. O problemă rămâne stadionul Rășănesc. La spate stadionul Rășănesc nu este amenajat terenul pentru acumulare temporară a deșeurilor menajerii. Ar fi foarte important dacă toată populația din jurul stadionul avea contract cu gospodărie locativ comunală, ar plăti ca gospodărie locativ comunală să aibă cu ce evacua aceste deșeuri. Acolo poate să mai, putem să mai spunem că nu numai populația orașului, dar cine vine din raion a adus sacul și l-a aruncat la această... Vin la piață și... Da, lasă deșeurile acolo. Ar mai fi de dorit, noi am controlat nu de mult stadionul orașului, de petrecut reparație capitală, de amenajat tot conform cerințelor. Sunt precurizați acum bani pentru reparație stadionului. În primăvară, cum se puțin se încălzește, o să fie efectuată reparație stadionului. Planul nou, pot să spun că la fel lipsesc contractele de evacuare de deșeurilor cu gospodăria locativ comunală. Ar trebui o atenție deosebit să atragem mai mult acestui cartier nou, care nu dispune de contracte, nu dispune de locuri amenajate pentru acumularea acestor deșeuri. La fel și strada Renaștrii. Contractele lipsesc, râpile folosesc, sunt cu noi și neautorizate din partea de jos a orașului, când nu sunt frunze, se vede toată frumusețea orașului nostru, partea de sus. La locurile locative e mai curat, dar ceea ce ține de sectoarele unde sunt casele la sol, acolo cam e greu. Cum să spun, mulți cetățeni scot toate deșeurile care le au în drum, pe marginea drumului. Mai este... au încredere că noi o să că au încredere, noi că o să fie evacuate. Dar... Unii sunt râpi și s-a mai accentuat, le aruncă râpi. Mai este o problemă, material de construcție, tot așa, toți care le aduc pe marginea drumului sunt pus. Asta tot e problemă. Se îngustează drumul și parvin plânge. În cadrul campaniei Orașul meu curat, membrii Fondului pentru Tineret Soroca, cu participarea tuturor instituțiilor de învățământ din oraș, au organizat o acțiune de salubrizare a cheiului râului Nistru, cu genericul Iubește-ți râul. După ce au adunat sute de saci cu gunoi, tinerii speră că toți doritorii de a petrece timpul liber pe malul Nistrului vor aprecia munca depusă de ei și vor păstra curățenia.
Au mai rămas unele sectoare nesalubrizate, care trebuie să salubrizate și pentru asta e nevoie de echipament mult mai mult, poate. Cred că situația, cum a spus și dumneavoastră, domnul Grabciuc, este una la nivel înalt în ceea ce privește curățenia în Soroca, dar mai este puțin de lucrat și dacă vom urma pe cei șcali, vom merge pe cei șcali, atât tinerii din Soroca cât și administrația, atunci vom ajunge că probleme în ceea ce privește salubrizarea nu vor exista. Formăm o gardă, facem graficul și ieșim o dată în săptămână, două ori în săptămână, chiar și pe care să avem. Eu cred că ar trebui să fie un grafic flexibil ca trei, patru. Să nu fie de prins, că în ziua de joi sau de sâmbătă o să fie control, așa, ar trebui să mergem în zile diferite, dar totuși eu insist că ar trebui să meargă și o persoană de la poliție. Potrivit șefului Direcției Gospodăriei Locativ Comunale, zilnic din oraș se evacuează aproape 200 de tone de gunoi. Să analizăm ziua de astăzi. Pe ziua de astăzi avem 17 reisuri în afară de container, noi care duc asta, 5 cuburi, sunt 95 de cuburi. Și container noi are azi 8 reisuri, câte 8 cuburi, 64 de cuburi. Socotez pe zi, avem aproape la 150-200 de cuburi, la 26-27 de zile lucrătoare, ieșim la 1000 jumătate, la 2000 de cuburi pe săptămână și ieșim la 8000 de cuburi pe lună. Asta e gunoiul care îl avem noi în oraș și îl scotem. Vrem, nu vrem, îl avem și trebuie să-l ducem. Mai departe, cu fiecare sector aparte, luând Soroca Nouă, sectorul Soroca Nouă, e organizat acolo, s-au organizat punctele de gunoi, la un nivel mai bunișor, nu chiar cum ar trebui să fie, dar e la un nivel mai bun. Se păstrează curățenia în ultimul timp, avem mașini care containerele le evacuează, se evacuează 6 zile în săptămână, în afară de duminică, în continuare plănuim să punem și pe duminică o mașină, că luni avem probleme, chestia asta. Punctele care sunt amenajate nu corespund cerințelor care ar trebui să fie, ca să se privede, să le schimbăm, să le facem. În cadrul proiectului care avem la sfârșitul lunii aprilie, trebuie să primim minimum vreo 400 de containere, maximum peste vreo 1000 și ceva. Primarul orașului a îndemnat localnicii să își salubrizeze curțile și totodată curățenia din cimitire să nu fie amânată pentru ultimele zile. Dorim ca împreună cu dumneavoastră să facem un oraș cât mai curat, mai salubrizat și chiar vă rog să până pe data de 15-16 să finisăm cu lucrările din preajma curților pe la cimitire, fiindcă nu lăsăm în ultima zi. Pe sâmbătă și duminică cunoașteți că întreprinderile nu lucrează, dar în zilele acestea noi o să fim alături de dumneavoastră permanent, o să aveți nevoie de transport, de hamal, de încărcat gunoi și mă rugăm că până în timpul acestui 15-16 să ieșiți toți la curățenie orașului. Vreau să felicit toți sărăcenii cu sărbătorile Paștelor care se apropie. Le dorim sănătate, bunăstare, liniște sufletească și noroc în viață. Tradiția de altă dată de a organiza șezători promovată de elevii liceului Ștefan cel Mare din Rezina. Ei au pregătit în preajma sărbătorilor de Paști o adevărată șezătoare pentru bătrânii din azilul din localitate. Ne-am dă-o la moșul să mai drămuiască. Moșul a rupt foara și a aruncat spre cer. Ei, dacă poți, n-așa scăpat-o. Ce te gândești, dumneatate, te joci cu marfa omului? Dacă nu ți-a fost de cumpărat, la ce e dat drumul? Că nu scapi așa ușor de mii. Ai înțeles? Sunt o adevărată bucurie acțiunile sociale pe care le realizează elevii împreună cu profesorii. Noi des venim la azilul bătrânilor pentru copiii noștri din liceu și a venit, uite, așa o idee din partea bibliotecarilor, zice, uite, haideți să încercăm și cu ocazia sărbătorilor de Paști să mai vedem și noi.
Noi, desigur că am fost de acord, fiindcă este foarte important să le arătăm copiilor că ce tradiții avem și să fie păstrate. Din păcate, în ziua de astăzi sunt prea puține tradiții pe care le mai păstrăm. Și asta a fost ideea și copiii au acceptat-o cu plăcere. Scopul nostru este a fost de a veni aici la azil pentru a petrece o șezătoare folclorică cu genericul de la lumea adunate aici la azil de Pănate. Tematica activității a fost inspirată de opera marelui scriitor Ion Creangă, de nemuritoarele amintiri din copilărie, cu tradițiile, datinile de pe vremuri. Prezentarea obiceiului de pe vremuri a fost ca o alinare pentru bătrânii azilului, care au rămas emoționați până la lacrimi. Pentru ei, această șezătoare reprezintă o revedere cu anii tinereții. Mulțumim frumos fetilor din toată inima. Mulțumim că sunteți așa un colectiv foarte, foarte bun. Că ne-ați atras în inimile noastre foarte mari bucurie când am auzit pe dumneavoastră că ați cântat despre mamele noastre, ați cântat despre copiii noștri, despre tot. Așa am rămas toți foarte mulțumiți. Ne-ați adus un cadou atât de frumos din partea dumneavoastră, suntem mulțumiți. Din partea noastră v-am cântat și noi putem cânta, dar suntem bătrâni, dar o leacă s-ar putea. Toate sărbătorile creștine avem fericirea să avem așa vizitatori ca copiii din liceele noastre, din oraș, oameni cu inimă mare. Ne bucurăm foarte mult. Astăzi, cu ajutorul copiilor de la liceul Ștefan cel Mare, am avut ocazia să călătorim prin timpurile celea când se făceau șezătoarele la moldoveni și mă bucur foarte mult că sunt alături de obiceiurile noastre și le cinstesc. Ne bucurăm foarte mult și eu și beneficiarii noștri, pentru că vârsta beneficiarilor este aceea când îi își amintesc când au fost și ei mai tineri și au participat și ei la așa șezători și felicit pe toți cu sărbătorile pascale. Le doresc sănătate, să fie bunul Dumnezeu alături de toate familiile lor și să-i păzească bunul Dumnezeu de toate relele. La azilul de bătrâni din orașul Rezina sunt peste 20 de persoane în etate. În cadrul primei ediții a Săptămânii pentru Viață 2015, desfășurată în Republica Moldova, la Orhei a avut loc primul marș Fiecare Viață este un Dar, organizat de Asociația Umanitară Filantropia Creștină, de pe lângă Parohia Ortodoxă Română Sfântul Cuvios Vasile, de la Poiana Mărului. La eveniment au participat peste 200 de locuitori ai Orheiului, care au susținut ideea de a sensibiliza societatea că fiecare viață trebuie prețuită, iar fiecare persoană este unică în felul ei și avortul este inacceptabil. Este marșul pentru viață, organizat pentru prima dată în Republica Moldova, în două orașe, în Chișinău și Orhei. Astăzi suntem alături cu foarte mulți membri ai societății civile pentru a conștientiza populația de faptul că un copil este un dar al lui Dumnezeu și trebuie să promovăm această viață pe care ne-o dă Dumnezeu. Ne pronunțăm împotriva avortului, dar totodată acest marș are un aspect pozitiv, adică viața e mai înainte de toate. După părerea mea, este binevenită, deoarece ea nu propagă nimic de rău, propagă dimpotrivă viața, propagă mărirea, creșterea numărului de populație, ceea ce este cointeresată orice țară de pe pământ, indiferent de nivelul de viață, de orientarea religioasă sau politică, și de asta eu socot că este o măsură binevenită. Starea normală de lucruri ar fi ca să avem două nașteri la un avort. La momentul de față, pe Republică și în Raionul Orhei, este aceeași medie, adică avem 2,9 la un avort. 2,9 nașteri la un avort. Adică avem o situație
relativ normală sau destul de normală. Unii dintre cei prezenți s-au împărtășit cu mesajele de bucurie cât e de minunat să fii părinte. Care este cea mai plăcută adresare pe care o poate primi o femeie decât cea atunci când îi se spune mamă? Care este cel mai frumos, cel mai de preț colier pe care îl poate purta o femeie decât cel atunci când este îmbrățișată de copiii săi? Care este cea mai impresionantă și spectaculoasă piesă de teatru pe care o poate urmări un părinte? Este atunci când își vede copiii jucându-se. A deveni părinte este un dar de sus. Este cel mai prețios și râvnit premiu de la viață. Atunci când porți în pântece un copilaș, sunt senzații unice. Atunci când îi auzi inimioara la ultrasonografie, nu ai cum să nu scoți câteva lacrimi. Sunt sentimente unice pe care nu le poate uita niciodată o mamă. Vreau să am doar un copil ca să pot să-i ofer tot. Ce înseamnă tot? De ce are nevoie un copil? Un copil are nevoie de dragoste, afecțiune, mângâiere. Viața alături de copii este colorată, frumoasă, vie, are valoare. Eu, de exemplu, mai vreau un copil și nu doar unul, are deja și nume. Nu vă fie frică să fiți fericiți. Clar că e frumos să fii mamă, dar vreau să spun că e frumos să fii și tată. Bineînțeles că viața merită a fi trăită și fiecare ființă merită să aibă viață. Eu vă doresc cei care sunt tineri aici să nu vă temeți să deveniți părinți, să fii părinte foarte frumos. Știu că în condițiile care trăim noi, poate e multă sărăcie, dar după cum a spus Natalia, copiii nu au nevoie neapărat să fie bogați. Copiii au nevoie să aibă, să fie înconjurați de dragoste. De aceea eu vă doresc multă sănătate, să vă iubiți copiii, iar voi, dragi copii, când veți fi mari, să aveți la fel mulți copii și să fie fericiți. Mai apoi, participanții la marș au mers de la monumentul lui Vasile Lupu din centrul orașului spre Maternitate, unde au adus un omagiu femeilor care dau viață copiilor de acolo. S-au îndreptat spre Biserica Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, unde s-au rugat pentru copiii nenăscuți. Sfinte Dumnezeu, Sfinte Doamne, Sfinte Doamne, Doamne, Doamne. Statistica arată că după declararea independenței Republicii Moldova au fost înregistrate aproape 750.000 de avorturi. Mihai Obreja, Ion Alexeev, de la Orhei pentru Elita TV. Tradițiile de Paști nu se dau uitării la rezina. Tinerii de la Liceul Ștefan cel Mare din oraș au pregătit un eveniment care marchează sărbătoarea învierii lui Iisus Hristos. Alimentele aduse la biserică în această noapte sunt un simbol al reînvierii și al belșugului. Hristos a înviat, ne spune preotul din sat. Adevărat a înviat, răspund toți oamenii într-un glas. Potrivit elevilor, Paștele este o sărbătoare a neamului care trebuie respectată cu sfințenie. Pentru mine Paștele semnifică, este o sărbătoare foarte mare, este cea mai sfântă sărbătoare, fiindcă totuși a venit Iisus pe pământ și El ne-a dat viață pentru toți, El s-a sacrificat viața sa pentru noi și este un gest foarte important. Desigur, este și Postul Mare și este o sărbătoare foarte... este cea mai sfântă și trebuie să ne abținem de la fapte rele, de la cuvinte rele și postul să-l ținem. Paștele pentru mine are o semnificație foarte mare, deoarece orice creștin, pentru el Paștele este cea mai sfântă sărbătoare. Toată natura învie, este totul fericit, chiar și sufletul, nu doar atmosfera din prejur, sufletul nostru este fericit în această sărbătoare. Și trebuie să respectăm tradițiile credincești și să fim mai cinstiți cu oamenii cei din jur, cel puțin în această sărbătoare. Pentru mine, în primul rând, sărbătoarea Paștelui este sărbătoarea sufletească. Pentru suflet, când ții post, nu doar când nu mănânci carne, lactate, dar când
ce abții de la fapte urâte, când ești mai bun cu oamenii. Profesorii liceului susțin că prin asemenea manifestări, tânăra generație nu are cum să uite de obiceiurile de Paști. Scopul a fost ca mai multe informații să se asimileze de copii, de elevi în privința sărbătorilor sfinte de Paști. Mulți cunosc și asociază învierea Domnului cu Paștele, că este legat, adică dacă e învierea Domnului, înseamnă că e Paștele. Deci aici am avut un scop ca să spun că Paștele, sărbătoarea însăși, este mai veche decât învierea Domnului. Ceea ce se referă anume din spiritual, din momentul spiritual, anume ca să fie copiii să fie mai toleranți, mai buni la suflet, mai îngăduitori, mai... Nu știu să găsesc un cuvânt, eu îmi cer scuze. E bun, mai bun la suflet să fie. Eu sper că totuși mesajul care a fost propus prin activitatea respectivă a ajuns până la inimile lor și la sufletele lor și sper că o să fie mai bun decât sunt acum. Eu cred că așa fel de activitate este binevenită pentru elevi, mai ales că în ziua de azi sunt, spune așa, că pierdute valorile spirituale. Mulți copii nu cunosc care sunt tradițiile, care sunt obiceiurile sărbătorilor de Paște. Unii nici nu cunosc cum se comporte respectos, frumos, în locașul sfânt. Deci eu socot că ar fi bine că cuvântul Domnului să fie în școală. Prin aceste activități copiii să înțeleagă cum trebuie să trăiască cu o credință de Dumnezeu și să respecte tot ce este de la bunei, de la părinți și să transmită la copiii săi. La liceul Ștefan cel Mare din orașul Rezina învață peste 200 de elevi. Au fost și nu mai sunt. Este vorba de trei castani de pe alee din strada Independenței din orașul Soroca. Potrivit unui locuitor al urbei care ne-a telefonat la redacție și a solicitat să fie păstrat anonimatul, aceștia ar fi fost tăiați ilegal. Atunci când am mers la fața locului pentru a investiga cazul, am văzut că într-adevăr copacii lipsesc. Solicitat de echipa noastră de filmare, șeful secției amenajare și înverzire ne-a comunicat că arborii au fost tăiați cu acordul inspecției ecologice. Acești copaci au fost tăiați la cerința proprietarului și cu acordul, cu avizul ecologiei. În primul rând, erau periculoși să nu cadă pe cetățeni și, într-al doilea rând, dacă, după cum vedeți, ei creșteau haotic, stricau aspectul orașului. Și acum, când o să meargă, probabil, dacă o vedeți, când o să meargă asfaltarea trotuarilor, care copaci o să mai încurci, care nu intră în aspectul orașului, o să fie tăieți. Șefa Inspecției Ecologice a raionului Soroca spune că autorizarea de defrișare a arborilor a fost eliberată legal. Acești copaci au fost tăieți autorizat la solicitare beneficiarului și cu acordul primăriei orașului Soroca, fiindcă ei stricau unele aspecte a aleei, erau crescuți nu în linie dreaptă. Atât șeful secției amenajare și înverzire, cât și inspecția ecologică susțin că în fiecare primăvară sunt tăiați acei copaci care prezintă pericol. Și toți copacii din oraș care au fost până acum tăieți au fost tăieți conform actelor de la ecologie. Și mie îmi pare bine că nu se întâmplă ca la Chișinău, acum când a fost vântul mare, nu a căzut nici un copac și eu cu asta mulțumit că am protejat cetățenii. Majoritatea copacilor din orașul Soroca sunt bătrâni. Acum, la moment, în fiecare în perioadă de vară, se face inspectarea acestor arbori, se marchează copacii care sunt uscați și, pe urmă, perioada când se permite tăierea acestora, ei se defrișează cu condiția de plantare a altor copaci noi de specii diferite. Contactat telefonic, proprietarul localului din fața căruia au fost tăiați castanii ne-a comunicat că în cel mai apropiat timp, în acest loc, vor fi plantați copaci noi. În ajunul sărbătorilor de Paști, tinerii voluntari de la centrul Dacia din orașul Soroca, echipați cu tot necesarul, au ieșit la curățenie. Eu am venit astăzi azi, deoarece simt și am conștiința că trebuie să fac curat, pentru că vin sfintele sărbători de Paști și ar fi bine ca schimbăm cumva mentalitatea moldovanului să fie mai curat. Sectorul este foarte murdar și noi am decis, tinerii voluntari de la Consiliul Local al Tinerilor, să facem curat, să demonstrăm că nu trebuie să fim indiferenți și să ieșim să facem și noi împreună cu toți
și o să vedeți ce rezultat frumos o să fie. Dorim să promovăm un mod sănătos de viață și sperăm că toți tinerii din orașul Soroca și nu numai vor lua un exemplu de la noi și vor face și ei niște solubrizări prin localitățile sale sau prin unele regiuni. Tinerii au îngrijit un râuleț și au strâns tot gunoiul din preajma acestuia. Vreau să îndemn toți sorocenii noștri în preajma sărbătorilor de Paști să iasă în curtele sale, în locurile sale, să facă curat. Pentru că nu-i plăcut să trăim în așa mizerie. Sunt și mie diferență. Ideea voluntarilor a fost susținută de locatarii din preajmă, doar că aceștia au avut unele pretenții la responsabilii de evacuarea gunoiului. Fac o faptă bună, din părerea mea, fac o parte bună, că dacă nu are cunoștință orașul, când strâng, are lucrători ca să strângă toate astea, tinerii vin să arăți pildă că cum trebuie să fie în oraș la noi, curățenie, bacurețe, limăie. Vinim așa, dar de jos, nimeni nu strâns încă, de o lună zile nimeni nu strâns gunoi. Potrivit președintelui Centrului de Resurse pentru Tineret Dacia, acțiunea are drept scop sensibilizarea opiniei publice. Noi cu tinerii să încercăm să facem curat, poate prin așa acțiune să încurajăm sectorul respectiv, oamenii din care locuiesc în preajmă să păstreze curățenia și în general să încercăm să educăm și la tineri felul prin care noi trebuie să ne comportăm cu orașul Soroca, pentru că este un oraș a tuturor și, de fapt, cum arată el, ne arătăm și noi. Amintim că săptămâna trecută tinerii de la Dacia au curățat și cheiul râului Nistru.